găsit tuturor la știri, sunt Onelia Pescaru. Cristian Cioacă așteaptă decizia magistraților bucureșteni în privința cătușelor. Fostul polițist le-a cerut judecătorilor să-i înlocuiască măsura arestării preventive cu interdicția de a părăsi localitatea de domiciliu. Instanța de fond nu a fost de acord, iar Cioacă a atacat decizia la Înalta Curte de Casație și Justiție. Recursul lui Cristian Cioacă împotriva deciziei de a rămâne arestat s-a judecat fără ca inculpatul să fie prezent în sala de ședință. Cioacă nu a putut fi transferat spre București din penitenciarul Codlea din cauza lipsei de timp. Fostul polițist fusese adus în Brașov pentru a participa la un alt proces, în care este judecat pentru infracțiuni informatice. Chiar și fără Cioacă în sală, în baza legii, recursul pentru înlocuirea măsurii arestării s-a judecat după ce completul a respins o solicitare a avocatei fostului polițist. Maria Vasi a cerut să se amâne judecata până când va putea fi prezent în sală și inculpatul. Instanța nu a fost de acord, a analizat recursul și a rămas în pronunțare. Astfel, Cristian Cioacă vrea să fie pus în libertate pe parcursul judecății, în dosarul în care fostul ofițer este acuzat că și-a ucis nevasta, pe avocata Elodia Ghinescu. Instanța de fond l-a condamnat pe Cioacă la 22 de ani de detenție, iar acum se judecă apelul la Pitești. Investiție de 3 milioane de euro. Este vorba de suma necesară renovării complete a primei locații turistice aflate sub patrimoniul sindical gestionat de Confederația Cartel Alfa. Un hotel cu servicii de cea mai bună calitate pentru membrii de sindicat și nu numai. Asta și-au propus cei din conducerea instituției. Hotelul din stațiunea brașoveană Predeal dispune și de o bază de tratament, iar întreg procesul de renovare a inclus modernizarea și dotarea completă a spațiului de cazare existent, extinderea și renovarea restaurantului, precum și crearea unui centru spa cu piscină încălzită, saună și sală de fitness. Este primul din lanțul celor 6 unități hoteliere care sunt în administrarea cartelului și care sperăm pas cu pas, mai ales dacă legea de retrocedare a patrimoniului va fi validată în cursul acestui an, să ne permită să facem modernizările și retehnologizarea adecvată pentru a da prestații de servicii hoteliere și de restaurare normale pentru mileniul actual și în același timp decente, nu numai pentru membrii noștri de sindicat, pentru că nu este un club închis, ci pentru orice consumator normal. Sindicaliștii care vor dori să-și petreacă vacanțele la munte în această locație se vor bucura de tarife preferențiale, cu reduceri de până la 25% la toate serviciile. Hotelul are o capacitate de 93 de spații de cazare, partea de restaurant este de aproximativ 200 de locuri, există și un bar de zi, există și o cramă de aproximativ 40, respectiv 60 de locuri, baza de agrement spa, care are săl de saună, de masaj, de fitness, de piscină pe care le-ați vizionat, are o capacitate în jur de 40-50 de persoane. Din punct de vedere al localizării și al clasificării, de fapt la partea de clasificare să mă refer, ne aflăm situați undeva între partea de 5 stele și de 3 stele, cam la mijloc suntem ca și clasificare. La inaugurare a participat și ministrul delegat pentru IMM-uri, mediul de afaceri și turism, care s-a declarat încântat de complexul turistic renovat de Confederația Sindicală. Mi se pare că este peste 3 stele, așa apreciez eu, din punct de vedere, pe de o parte, a lucrurilor necesare conform clasificării, dar și a calității aspectului vizual. Deci e un hotel care merită din plin 3 stele. În perioada următoare, Cartel Alfa și-a propus să continue investițiile pentru modernizarea și a celorlalte locații turistice pe care le are în administrare la Slănic, Moldova, Olănești, Amara și Vatra Dornei. Alimente, produse pentru igienă, haine și chiar mâncare gătită. Asta a primit familia care locuiește în vagonul din lemn de la brașovenii cu inimă mare, dar și de la reprezentanții Mix TV, care și în acest an realizează o campanie pentru acești oameni împăstuiți de soartă. Pentru ei, trenul vieții se rezumă doar la ultimul vagon. Tu poți fi însă locomotiva care să-i ajute să ajungă în gara speranței. Este motoul campaniei Mix TV, prin care se face un apel către brașoveni. Mama celor 5 copii dorește din tot sufletul un loc de muncă pentru a avea cu ce să își crească micuții.
familia care locuiește într-un vagon din lemn la marginea orașului primește săptămânal mâncare gătită de la o firmă din Brașov prin reprezentanții Mix TV. În ajutorul celor cu care soarta a fost crudă au sărit și mai mulți brașoveni, impresionați de povestea lor. Au adus alimente, jucării, haine și produse pentru igienă. Pentru copii dulce și uitați ce am mâncat. Da. Aici o oală, asta e un sac cu pernuțe pentru adulți. Din ce am primit și noi de la un grup de voluntari din Olanda, din puținul nostru am să ajutăm și această familie care ne-a impresionat foarte mult și sunt alimente foarte bune și de bună calitate. Ce alimente sunt? Sosuri, margarină, cremă de ciocolată, vreo 2-3 jucării, deși am auzit că au primit multe jucării, am vrut să le aducem și noi. Și mai devreme am auzit că au nevoie de material de igienică sanitară și chiar le-am adus un bidon mare care să îi ajute deocamdată să pun lichid. Daruri au avut parte și de o altă surpriză. Vrem să îi propunem într-un program sponsorocial, un program al Fundației Herzog-Kreuz din America, în care să putem găsi un sponsor pentru acești copii. Fundația Herzog-Kreuz îi poate ajuta în găsirea unei familii din America care să-i sponsorizeze în fiecare lună. Un alt secret al acestei activități de voluntariat și de împărțirea bunurilor și alimente este că implic și pe tinerii beneficiari ai Centrului de Integrare Socială și cu ocazia asta văd și ei că sunt alte familii care o duc mult mai rău decât ei și prin asta încerc să dezvolt o abilitate de a se implica în viața comunitară. Bucuria a fost mare atât pentru Lenuța Acamenițoaie, cât și pentru copii. Toți au fost încântați de cadouri. Mulțumesc în primul rând Mix TV care s-au implicat și datorită dumnealor s-au implicat și foarte mulți brașoveni care ne-au ajutat și încă ne ajută în continuare cu alimente, cu hăinuțe, jucării pentru copii și fac un apel celor care au un aragaz care nu ne mai trebuiește, mi-ar fi foarte util când vine căldurica pentru că să nu mai gătesc la sobă în casă. Și în ultimul rând mi-aș dori foarte mult un loc de muncă, să nu mă mai chinui cu de pe o zi pe alta să câștig câte un bănuț, mai bine un salariu fix ca să pot să cresc copilașii. Această familie supraviețuiește cu ajutorul alocațiilor și cu ce mai strânge mama din fier vechi. Câteodată familia nu are bani nici de pâine. Pe masa celor 6 găsești fasole și foarte rar carne pe care o mai primezi de la cei cu suflet mare. În 2013, în preajma sărbătorilor, în urma campaniei Mix TV, brașovenii cu inimă mare au donat alimente și jucării. De asemenea, în urma primei campanii realizate anul trecut în emisiunea Brașoveni pentru brașoveni, cei 6 au primit mai multe donații de la oameni înduioșați de povestea lor. Vagonul din lemn a fost termoizolat, acoperișul reparat, iar mama și cei 5 copii au primit lemne, haine și mâncare. Brașovenii care vor să le vină în ajutor pot face donații la sediul Radio Brașov din strada Olteț, numerele 10-11. Un brașovean de excepție în această săptămână la emisiunea Brașoveni pentru brașoveni. El însuși, olimpic internațional pe vremea când era și agonist, profesorul Radu Gologan și colegii săi matematicieni pregătesc tinerii care aduc României medalii peste medalii la concursuri de prestigiu. Nu sunt un matematician de geniu, sunt unul decent. Așa se definește modest antrenorul de matematicieni olimpici, profesorul care poartă în sânge gena Gologanilor și spiritul luminos al familiei Pușcariu. A învățat de vreme de la bunicul lui că singura șansă de a reuși în societate este să fii excepțional. Așa, nimeni nu te poate da deoparte. Mi-a plăcut matematica. La un moment dat, sigur că părinții m-au, mai ales tata, mama fiind profesoară de matematică, dar tata a fost cel care mi-a scormonit așa puțin judecata din copilărie. După aceea am avut un rol la Sibiu de profesor foarte bun. Dar fără să înțeleg ce înseamnă matematica și care rostul e în viață și în cultură, primele lucruri care m-au impresionat au fost într-adevăr spuse de profesorul Banea, care era și un om de înaltă cultură, e un om de înaltă cultură și un profesor excepțional, un matematician excepțional.
Nu doar matematica era preocuparea tânărului Radu Gologan. Eram o clasă aleasă la Șaguna. A fost prima clasă, cum se numea, specială de fizică, întâmplător. Dar, practic, erau acolo copii care se îndreptau fie spre fizică, fie spre matematică, fie spre chimie, biologie și așa mai departe. Am avut de toate și cam marea majoritate a colegilor mei sunt persoane importante, personalități ale culturii sau ale științei. A hotărât că matematica va fi drumul său după Olimpiada din Ungaria din 1970, unde a câștigat medalia de argint. Pe drumul de întoarcere, am stat de vorbă cu profesorul care ne însoțea atunci, profesorul Otescu, un întâmplător și un caricaturist deosebit. Și îi spuneam că oscilez între matematică și calculatoare, automatică, cum se numea atunci. Și el mi-a spus, zice, nu mai oscila, du-te la matematică, pentru că toți colegii tăi acolo se vor duce. Și într-adevăr așa era. Urmăriți așadar în acest weekend la emisiunea Brașoveni pentru Brașoveni cum a transformat Radu Gologan, povața bunicului, fi excepțional în ceea ce faci, în povești de succes pentru elevii săi. Prevenție este cuvântul cheie al reformei în sănătate, spune senatorul PNL Marius Neculoiu. Modificările din sistemul medical românesc vor intra în vigoare de la 1 martie. Doctorul liberal apreciază că efectele transformărilor se vor putea vedea pe termen lung, mai ales că se bazează pe transferarea unor atribuții ale spitalelor către medicina de familie și ambulatoriu. Aceste schimbări, precizează Neculoiu, nu se fac peste noapte, pentru că trebuie dezvoltată, în primul rând, rețeaua de medicină de familie și ambulatoriu. Prevenția este mai ușor de făcut, iar costurile sunt mult mai mici. Este o politică sanitară susținută și de Organizația Mondială a Sănătății. În acest spirit, noile reguli românești vor stabili obligativitatea efectuării analizelor medicale pentru a depista mai repede boala care poate fi tratată mai rapid și cu costuri mult mai mici dacă este descoperită la timp. De asemenea, legislația care ar putea intra în vigoare de la 1 martie va stabili și un pachet de servicii pentru populație. Acoperă toată medicina de urgență, toate afecțiunile acute și o parte din afecțiunile cronice, din boli cronice, care, cum ar fi diabetul, tuberculoza. Românii vor trebui să plătească pentru intervenții de genul operații estetice, extirpare de negi sau hernie, proceduri care însă nu vor avea costuri foarte mari, apreciază senatorul PNL Marius Neculoiu. De asemenea, în noile reglementări se dezvoltă și lista medicamentelor compensate. Comisia de Sănătate de la Parlament a acceptat 130 de noi produse farmaceutice din cele 140 propuse. În mod normal, această listă se actualizează maxim la 2 ani în țările civilizate, sunt unele țări care o actualizează anual. Pentru că apar medicamente noi, unele cu un efect mult mai bun decât cele vechi asupra sănătății oamenilor și asupra vindecării unor anumite afecțiuni și ele, nefiind introduse în listă, pacientul trebuie să și le cumpere. De asemenea, nu se vor mai face internări nejustificate. Aceasta ar fi ideea noii reforme în sănătate. De aceea, Comisia de Specialitate din Parlament susține dezvoltarea serviciilor în ambulatoriu și a celor oferite de medicii de familie. În cazul în care acest sistem va fi implementat de la 1 martie, bugetul spitalelor va scădea în beneficiul celorlalte domenii. Doctorul liberal Marius Neculoiu mai spune că noua politică în sănătate va prevedea dezvoltarea a 21 de programe naționale gratuite. Pedeliștii din Consiliul Județean vor solicita în comisiile de specialitate deschiderea unui cont pentru folosirea banilor respectivi în caz de calamitate sau de tipul accidentelor aviatice. Inițiativa portocaliilor vine după tragedia aviatică din Apuseni. De asemenea, aleșii vor vota chiar înființarea unui centru de comandă care să acționeze în caz de dezastre. Voi propune în Comisia Economică din bugetul propriu să alocăm o sumă destul de consistentă care va fi alocată pentru asemenea cazuri de urgență ca să putem acționa foarte rapid. Să creăm de fapt o comisie care se ocupe de acest fel de accidente, să le zicem, și poate și dezastre, în care să intervenim cât mai repede posibil să nu ajungem în situația cazului din Alba Iulia. Ce este lobby-ul, cum să intervenim eficient, transparent și legitim la decizia publică, precum și unde este limita legală între lobby și traficul de influență. La toate aceste întrebări vor veni răspunsuri dintr-o sursă autorizată la Camera de Comerț și Industrie din Brașov,
Academia de Advocacy Timișoara și un partener local vor organiza în luna februarie cursuri pentru meseria de lobist. Dicționarul definește lobismul drept sistem de influențare prin agenți speciali a oamenilor de stat pentru a adopta în parlament sau guvern hotărâri favorabile unor grupări sau a unor țări. Lobiștii pot lucra pentru sindicate, pot reprezenta anumite branșe industriale sau organizații non-guvernamentale. Cursul de la Camera de Comerț și Industrie va fi organizat în parteneriat cu Alchemy Consulting and Training. În luna februarie să organizăm cursuri de lobbyist, cursuri acreditate de către Autoritatea Națională de Certificare, lobbyistul fiind o meserie inclusă în Codul Ocupațiilor din România. Site-ul BIS Brașov scrie că Academia de Advocacy este o organizație non-profit cu expertiză în domeniul advocacy, care asistă grupurile legitime de interese în amendarea actelor normative relevante și mobilizează participarea acestora în elaborarea politicilor publice. Printre realizările înregistrate de Academia de Advocacy în ultimii ani se regăsesc introducerea în codul ocupațional din România a noii profesiuni de specialist în activitatea de lobby, precum și crearea unei biblioteci în domeniu cu peste 1200 de volume. Managerii companiilor brașovene care activează în domeniul industrial au oportunitatea inițierii sau dezvoltării relațiilor economice cu Japonia. Vorbim despre un program finanțat de Uniunea Europeană, care are o durată de 4 săptămâni și care este dedicat celor care vor să intre sau să-și dezvolte afacerile pe piața niponă. Mai multe informații găsiți pe portalul brașovultău.ro. Participanții care vor fi beneficiarii acestui program vor participa la un pachet de cursuri care vor fi atât cursuri de inițiere în limba japoneză, cursuri de inițiere în istoria Japoniei, cât și cursuri de economie și dezvoltare a afacerilor pe piața japoneză. Aceștia vor participa și la niște seminarii și probe practice cu un joc de rol în care vor fi implicați într-un element decizional și de negociere. Aniversarea tratatului de la Élysée și reconcilierea dintre Franța și Germania au fost marcate la Brașov printr-un moment muzical. Alianța franceză și Centrul Cultural German au organizat un recital de liduri. Evenimentul a fost susținut de soprana Cristina Radu, care a fost acompaniată la pian de organistul Bisericii Negre Ștefan Schland. Doamnelor, domnilor, acestea au fost cele mai importante informații locale de astăzi la Mix TV. Sunt Onelia Pescaru. Pe curând, toate cele bune!